Salutare fraților, ce România cu voi, am revenit astăzi cu noile petarde Gorilla și vreau să facem un review plus test plus verificare gramaj la aceste noi petarde, cei care avea 5 grame, o să le vedem bineînțeles verificarea de gramaj după test și să vedem ce știu, F4 produse de Arpi Albania, importate de Fire și o găsiți în România, dar grijă la categorie și grijă ce folosiți, eu sunt autorizat ca pirotenician și am voie. Construcția lor este extraordinară, fitil lung, fitil de calitate, gros Deci nu am cuvinte pentru construcție Hai să testăm, să nu mai stăm prea mult pe vorbăraie Le testăm și le vedem și gramajul Hai să vedem ce, ce știu acestea Hai, trecem la treabă Gorila Ăla e. Bun, fraților, înainte de a vedea testul Bineînțeles că o să vedem și verificarea de gramaj la aceste noi petarde foarte mulți aș ceru verificarea testul și la celelalte noi și bineînțeles că fratele vostru face asta pentru voi, da? Deci o să vedem și testul cu ele, dar înainte hai să vedem un gramaj, ca să zic așa, Cica ar avea 5 grame, da? Hai să vedem dacă știe de 5 grame sau nu, calitatea n-ai, nu ai ce să discuți de calitate, este, este net superioară, deci chiar o calitate extraordinar de bună. O să o și desfacem să vedem înăuntru ce conține prea multe de zis n-avem. Importate de Fire Show, o gorila aici, no, certificat european. Hai să vedem, are sau nu are 5 grame. Avem aici un cântar, s-a stins, dar nu e problemă, bineînțeles. O să aprindem cântarul, o să punem aici funcția tară. Uite așa. Bine, acum, 2, minus 2,38 că atât are paharul și o să fie 0,0. Acum, da? Deci e pe 00 și o să punem praful. Hai să vedem ce praf și ce gramaj are cu adevărat. Ok, avem aici frumos căpăcelul. Îl luăm și hai să vedem că sunt foarte, foarte curios. Deja avem 1 gram, 2 grame, 3 grame, 4 grame, 4 grame, 40 4 grame 40. Deci, nu e rău, n-au 5 grame, dar oricum 4 grame 39 cât are și plus ce a mai rămas pe aici până untru, s-ar duce în vreo 4 grame jumate, da? Că mai există praf și pe aici, pe fitilul ăla dinăuntru, pe perete. Bă, nu e rău, nu e rău, n-au 5 grame, uite, 4 4,42, a mai crescut un pic, dar 4 grame jumate au. Ce să mai, hai să Hai să vedem și testul. Sau hai să mai testăm încă una. Mă. Hai mă să mai golim una. A? Mai facem review la una, să vedem. Hai să vedem. 0, 0 din nou și avem aici încă, încă una. Hai mă, să vedem. E rar să, să verific eu câte, câte două, dar hai să vedem că sunt foarte, foarte curios. Măcar să-și păstreze tot așa gramajul. Deci măcar să-și-l păstreze la fel. Hai să vedem. 4 grame. Hopa, hopa. No, asta nu-mi place. Asta nu-mi place. Ia uite. 4,03. Deci prima a avut aproape 4 grame jumate și asta are 4 și un pic. Deci uitați-vă, fraților, câtă diferență este. Nu mai irosesc încă una, dar sincer parca și rosi. Să mai rosesc încă una? Poate a treia o să aibă 5 grame, 4 grame, 4 jumate și 5 grame. Da, nu mai are rost să, să culeg, că n-ai ce să mai... Deci incredibil, incredibil câtă diferență totuși de la una la alta. Băi, aproape jumadă gram, frate, jumătate gramă la se simte cumva. E clar că au peste 4 grame. Oricum sunt foarte, foarte bune și la 4 grame. Sunt foarte bune. Să fie 4 grame curate, e, e clar că e bine. Dar, na, hai să mai facem încă una. Hai mă, na, mai risc una. Deci, apreciați, fraților, și dați like că uitați-vă cât te prăpădesc. Puteam să le bubui că no, totuși sunt ca lume. Ce să mai, hai că-i dau drumul din nou la cântar și mai testăm încă una, a treia, nu mai gata. Sper să nu rămân mai dezamăgit să scadă sub 4, deci mai bine rămâneam cu prima și aveam impresia de 4 jumate. Dar o să vedeți și testul imediat, hai că mă apuc de ea, ce să mai, să vedem ce zice. Și avem aici, desfăcut capacul, a treia bucată, fraților. A treia bucată, hai să vedem. Nu mai pun oricum. Ajunge. 4 grame. Bă, deci prima, nu știu ce să mai zic. N-are ce să mai curgă. 4 grame, 0,1. Deci ce să mai mă, ce să mai zic, frate. Bă, mă bucurasem de prima bucată, 4 grame jumate. Uite, 4,03, exact ca ai la altă. Deci oricum au peste 4 grame. 4 grame, 4 jumate. Se învârpa aici, probabil o să mai fie și altele plus minus. Dar peste 4 grame. Hai să vedem și bubuitura, apreciați. Gorila. Ăla e. Bă, bubuie destul de bine. Deci bubuie destul de bine, probabil ați văzut și verificarea. 4,5, 4 grame, 4 grame, virgulă un pic. Cam, aici, 4 grame și un pic, 4 ,5 grame, 0,5. Deci oricum, 4 grame au sigur. Mai dăm încă una, superbe, oricum, sunt bune. Sunt bune, da? Aproape, aproape cinstite, au luce aproape în dat. Superb, hai cu